Irina și Zain sunt în cursa de eliminare și imediat vom afla și decizia publicului. Dar ce stare au cei doi înainte de aflarea rezultatului? Eu sper să nu plece, chiar sper de și eu sper să nu plece, dar nu cred că pleacă. Sper. Și eu sper. Am ajuns iar într-o cursă de eliminare a cincea oară. Parcă n-ar avea așa farmec, ăsta e locul ei aici. N-am avut nicio secundă când doresc să rămân sau îmi doresc să plec. Pe bune. Ar fi totul prea sec, parcă. Da, da, toată lumea pe treaba lui, cupuri, alea, ar fi prea cunoașteri, sec, chestii. Dacă mâine aș pleca, în primul rând, le-aș ura succes Cătălinei și Vlad. Eu îmi doresc ca ei doi să câștige această competiție. Așa ajunge să stau ca Roberto. Unde-l vezi, stă pe canapea singur, să uită în tavan, de? Ce era? Și e nașpa, eu îl înțeleg. Că e iurea, zai. E foarte... nașpa. Dacă părăsesc casa Mireasa, eu cred că se va bucura și mai mult de atât, chiar va desface o șampanie în cinstea că eu plec. Roberto, Mihai se va bucura. Vreau să cred că Hatice nu va face acest lucru. Și ce simți de data asta? Diana, dacă vrei să-ți spun sincer, eu de fiecare dată când am fost în cursa de eliminare, am fost pregătită să plec. E ciudat cum poți să, în anumite circunstanțe și în anumite locuri, să te comporți cum n-ai crezut despre tine niciodată. Niciodată n-am fost gata să rămân, știi? Oricum mă iubesc. Și nu mă gândesc la nimic. Am fost așa, ți-am zis, de... că m-au dezamăgit oamenii, că... Nu nimic, o să fie bine. Orice, tot eu-s cu gândirea că orice se întâmplă e cu un scop, fie să rămâi sau să... Și asta e adevărat. Știi? Adică dacă e să rămâi, pentru că asta e scopul, să rămâi și... Dacă îi să pleci, înseamnă că ceva mai bun te așteaptă afară, adică... Adevărat. Da, nici nu se discută asta. Curajul de a face chestii și a te arăta exact așa cum ești tu, mereu la început o să fii judecat. După, admirat. Ei sunt un cuplu, nu pot sta cu ei mult, știi? E diferit. E altceva. Și când sunt cu ei, gen vorbesc cu ei despre ei. Nu despre mine, e timpul lor. Și nu am văzut cum sunt oamenii aici. Toți. Am văzut, am simțit pe fiecare parte. Maria e un om bun și sufletist. Eu am putut să văd dincolo de... ce vrea să arate și cum vorbește și care are de superioritate cu alți oameni. Și cred că noi o să păstrăm o legătură de prietenie și în afara casei. Eu chiar sper să nu pleci. Chiar sper. Da, înțeleg. Zine, își dorești să plece sau să rămână? Nici nu n-am dat importanță, crede-mă. Nu... Da, nici eu n-am înțeles discuția deloc. Nu știu. Dar nu și-am găsit pe cineva, știu. Și care vrea să dea amulet altcuiva și să plece? Dacă e sau care e? Am par, nu. Dar mâine, dacă plec, cred că nu o să plec. Dacă nu-ți văd pe Wainerland. Eu nu-ți promit că o să mă abțin. Nu știu dacă o să plec. Pentru că de multe ori nu reușesc să-mi controlez emoțiile. Eu mă bucur că oamenii nu pot să înțeleagă prietenia pe care noi o avem. Nu mai crezi într-o posibilă conexiune între ea și Antonia? Nu cred. Nu cred că ar fi fericită. Probabil s-ar putea întâmpla. Zein, a? N-ai cum să pleci vineri. De ce? Ai promis să faci șaurma mixtă sâmbătă. Cuvântul-i cuvânt. Da, ar trebui să nu ții cuvântul. Asta înseamnă. Dar oricum nu pleacă om. Nu pleacă? Nu cred cineva să pucără. Pentru nu am avut o problemă cu nimeni. Eu sunt ok cu toată lumea aici în casă. Părerea ta. De tine. General, da. Tu știi, eu nu mă supăr. Un băiat destul de sincer, dar uneori eu ușor neasumat. N-asumat? Uneori. Atât? Mereu, da. Altceva? Că ai foarte multe calități, te pricepi la gătit, probabil și în domeniul în care activezi ești un om super ok. Mulțumesc. Dani, sincer,
Eu ți-am spus că pe tine te apreciez ca om, că ai reușit să vii din străinătate și să te adaptezi la stilul ăsta și să te descurci, să te ridici pe propriile tale puteri, că ești un bărbat, chiar ești un bărbat inteligent, dar nu te ții de cuvânt. Ești unic, crede-mi. Atât? Ai înțeles tot. Da. Oricum o să ne vedem afară, nu-ți face griji. Prasescu, ce părere ai de mine de 2 luni? Ești o zdreanță. Da. Cumplit, cumplit. Mă bucur că ai luat decizia să nu mai stai aici, că m-am săturat de tine. Mulțumesc din suflet. Și când ieșim afară o să te bat. În rest nimic. Altceva? Alt. Ce părere ai de mine, Roberto, de 2 luni? Toată lumea a zis. Dar să fie sincer. Că ești bun cu multe glume. Atât? Păi, ce să zic? Și sunt caracter gigos, dacă e doar glume, asta e, nu e ok. A zis, eu bun doar cu glume. Cred oamenii au votat să plece acasă pentru joc care am făcut și să vedeam greșit și are dreptate. Și plus asta, eu sunt fără relație și a votat. Dar nu pleci, mă, ești, ai fi nebun să pleci. Bine, știu că ești nebun, dar nici chiar așa. L-ai văzut, s-a dat acum drumul la casting, vin fete noi, stai să vezi aici. O să iasă 3 fete deodată afară, ne aduce altele, doar noi doi o să fim singuri, da, și o să... Și vorbești cu o fată o săptămână și tu fără-te. Ce faci cu amuleta? Ai dat-o cuiva? Da. Cui ai dat amuleta? Răspunsul ține-l pentru tine. Fiți atent, vă întreb pe amândoi, Irina, dacă ai pleca astăzi, de ce anume ți-ar părea rău? Dacă aș pleca astăzi, nu mi-ar părea rău de nimic. Eu sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit azi. Și mă bucur. Dacă aș lua la capăt, aș face exact la fel. Zain? Eu mă bucur pentru am întâlnit cu oameni minunați. Am învățat prea mult pentru mine. Și tot e ok. Niciodată nu-i prea mult. Nu, prea mult. Am învățat, am vorbit... Foarte multe lucruri. Da, foarte multe lucruri, adevărat. Am învățat să citești bine. Înainte când am intrat aici, e foarte greu. Cu tot scrisoare care trimit, am citit prea repede. Am schimbat prea mult cuvinte. Am învățat prea mult cuvinte nou. Ce diferit e tonul tău acum față de cum... Uite, se vede, nu? Dar de ce ți-ar părea rău dacă ar fi să pleci? De nimic. Nu? Nu, nu sunt omul ăsta, îmi pare rău. Unde? Deci unde ai? Mă apucă unde sunt eu. Câți ani aveai când ai trăit războiul la tine în țară? 8 ani. 8 ani? Da. Cum a fost experiența? E cel mai rău de la viață, e război. Nu vreau nimeni, nici la dușman să fie război. Absolut deloc. N-ai povestit celor din casă? De ce? N-ați avut curiozitate? Da, da, pare... am mai zis așa că da, 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 nu... Dar... ceva urât. Foarte urât. Aie, viața merge înainte. Tu spuneai că nu o să plângi? Da. Păi mai devreme plângeai, când te uitai la tine. Dacă, când aud că plec și dacă plec, nu o să plâng. O să zâmbesc, o să râd. Să fie fericită. Da, apropo de interacțiunea asta cu fetele, nu știu, ți se pare că ai greșit? Am spus, da. Cu jocul ăsta am greșit. Cu jocul, te referi la ultimul, nu? Da, atât. Uh-huh. Păi și crezi că dacă nu ai fi făcut acel joc, ar fi fost altfel lucrurile? Nu cred, pentru mine nu, e ok. Tot e bine. Nu. Ne apropiem de momentul în care o să deschidem...